veneam în căldărâș și am sticla de, sticla de gheață ca să răcesc apa, că era pe timp de vară, că apa trebuie să fie toamnă, că e veni. Și el acolo rămâneam tot puși de ele și nu am cum niciun așa și nu era viu tot, dar ajungea la tot. Și-l aruncam în gând, eu cu fratele meu. Și ai intră acum, iar când ești iasă afară, nivelul apei de la Dunării scade și rămâne aici tot bălul. Și în baltă rămâne o tova de apă. Nu mai are cum să mai iasă aici. Și tot rămâne acolo în baltă. Mai e un loc și să nu se merge mai departe. Uite, nu mai are greutate. Tu un bag din ăla, un buldozer din ăla, s-a făcut de aici vreo 200 de metri la insula. Să mergească. Și pe omul și intra, și e cea. E de câte amăși. Atea. Să-și aici, de la 2 metri. Ăștia nu erau, cel cu cunoștință. Are nimic. Am piața, am făcut să duc. Mă, voi, te spirați pe lume. Mă, spirați. Aici, tata, a fost ghețărie, unde Iana, dipoverit, când îngheța apa, tăiau calupuri, calupuri de gheață și depozita în, într-o grotă, într-o groapă, dar avea acolo stuf, papuri, se scotea vara la restaurant, se scotea calupuri și ducea la restaurant, aici. Intra cu vaporașii, da. Era chetana în spate, da. Intra cu vaporașii. Nu pot să mai treacă pe ăștia. De acolo se decurna tot. În prima groapă, de acolo e el. A, pe cuvânt, aici trebuie să treci. Acum v-am spus în drum. Hai să vedeți cine așteaptă să treci. Gandiero, hai da! Și până ieși de aici. Până ieși. Ce dezastru ecologic. Păi ce rămâne bat? Pune mai trece pește, cu păduri, cu spații cărari, aici mai trece. Dar să iei, sau rămâne în stație aici? Aici rămâne piesă de avion. De aici și până la până aici. Piesă de avion, că alta apă nu mai vine. Eu nu știu când a venit asta, că a fost pe ele astea, care mi-i